Astăzi o să vă arăt cum am fost prins în tot felul de închisori de bedrock de către prietenii mei, iar eu trebuia să scap din tot felul de provocări. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și cele subscribe ca să intrăm și noi 200.000 de burgeri pe canal. Eu vă las cu clipul, vizionare plăcută! Deci astăzi m-am trezit, fraților, și prietena mea, Ana, mi-a dat un IP destul de ciudat pe care nu l-am mai văzut până acum și presupun că este un alt server de care n-am știut până acum și mi-a spus să intru pe el pentru că o să mă aștepte o surpriză, așa că m-am gândit că ar trebui să dau drumul la filmare pentru că nu știu ce o să se întâmple și cel mai probabil o să fie ceva destul de dubios pentru că nu cred că e o surpriză bună, sincer să fiu, nu știu ce surpriză poate să fie. Dacă dați un like și se strâng 5.000 de like-uri, o să vă dau și adresa în cazul în care o să mai meargă serverul după clipul ăsta. Nu știu ce mă așteaptă. Haideți să dăm join pentru că abia aștept. Dați și un follow pe... Bă, ce facem, mă? N-a mers. Ok, acum l-am băgat pe la bun. Aparent am scris eu ceva greșit și acum ar trebui să meargă, fraților. În orice secundă, începând de acum, ar trebui să fim pe server și... Haide... Haide, s-a încărcat și... ce e locul ăsta? What? De ce arată ca o mega închisoare cu capoane? Ia uite-o pe Ana, Doamne ferește, ce m-a speriat. Mă, tu de unde ai apărut, mă, aici? Tu mă așteptai aici să intru de când mi-ai dat ăla de acum o oră, stai aici și mă aștepți? Da, Luca, Doamne, e nebună la cap. Ești pregătit pentru ce? De ce urmează? Păi ce urmează? Ce e serverul ăsta? Mi-ai zis și că intră aici și acum mă trezesc la închisoare. Ce e aici? Doamne, unde suntem, mă? Ia uite, mi-a pus gratis la geam. Ești la închisoare. Ah, ok, am venit și eu la închisoare. Dacă reușești să evadezi, ești bun rău de tot. Doamne, deci uitați-vă cât de... Bă, dacă aveți și voi prieteni așa plictisiți, dați un like neapărat la clipul ăsta, că nu se poate. Uite-te și tu, în mijlocul zilei, Ana a făcut o pușcărie aici. Ok, Ana, și ce e chestia asta? Care e scopul meu? Să evadezi de aici? Prin ce? Gen, ce trebuie să fac ca să scap de aici? Trebuie să treci prin mai multe probe. Da, mă, da, asta aveam eu chef să fac azi. Să văd cât de bun ești tu la Minecraft. Hai că ne testăm aici. Zici că nu știm deja care e mai bun dintre noi. Eu tip, de fapt știam că e pe creativ, că poate să zboare, logic. Ok, și de ce sunt pe survival și nu am absolut nimic? Ce trebuie să fac? E ca o din aia de trebuie să ies din închisoare, trebuie să mă apuc să spar copaci pe aici. Facem survival, ce vrei de la viața mea, Ana? Punem care e prima chestie, gen, ce trebuie să fac? Păi dacă știi să joci Minecraft, ia o trebuie să știu să joc Minecraft. Te descurci de unul singur. Ah, fac eu de nebun aici. Păi fii atent, ia uite, mă, îmi dă pom. Deci fii atent, Ana, luăm niște lemn ca de început așa ca te învăț și pe tine, că tu nu prea știi. Stai liniștită, că deja mi-am luat lemnul, nu te mai dai șmecheră, dar fii atentă. Ceva ce nu te-ai gândit, tu vrei să arăt ceva ce nu te-ai gândit tu niciodată în viața ta? Tu nu te-ai gândit că eu pot să sparg astea, Ana, tu ai pus bedrock peste tot. Dar eu dacă... Bă, păi ce faci, mă? What? E de asta aici, pe jo... Oh my god, face mișto de mine, nu pot să cred. Ok, mi-am luat puțin țeapă aici, nu contează. Ia uite ce face, repară înapoi, ce faci, mă? Dar și spart unde ăsta, dacă puteam să scap aici pe unde-i spart. Uite și tu că spargem apa, Doamne, ce nubi, Ana. Bă, nici cu creative nu știe să se joace. Nu mai face asta, păi stric joc. Ia uite, bă, mă omor. Doamne ferește, păi stric joc, Oana, ia uite, îți dau jos astea, na. Uite, dacă nu-ți fac nivelul și doar te enervezi, ce o să-mi faci, ce o să-mi faci? Na, doar te enervezi, nu mai fac niciun nivel. Bine, rămâi aici, hai că rămân aici, ok. Și, păi, eu văd peretele ăsta, eu cred că trebuie să spar peretele ăsta, nu mai pot să evada după. Auzi ce-mi zice, păi fii atent, Ana, ce... Ia uite ce-mi face, bă, faci mișto. Nici măcar n-am destul lemn cât să fac atâtea crafting table-uri. Lasă-mă în pace să-mi craftez aici. Lasă-mă. Ia uite, mă, mi-a spart ăla. Păi nu mai am lemn, Ana, ce vrei să fac? Nu mai am cum să mă evadez aici. Aie, dacă nu vrei să mă lași să evadez, rămân aici toată viața și... Ia uite, mi-a dat crafting înapoi. Wow, ce de treabă, Ana. Mulțumesc. Am craftat, gata, n-ai ce să-mi faci, lasă-o pace. Ok, deci am făcut un pickaxe din acesta. Și unde merge chestia asta? Ia, Stone Age, ia, epoca de piatră, Ana, lasă-mă în pace să fac aici. Ce o să-mi faci? Ia uite, mă, eu avansez. Na, ia, ce bă ăsta aici? What? Cine-i gigel ăsta mort acolo? Doamne ferește, haide să te văd. Doamne, păi stai așa să-mi fac și eu aici o armă. Dacă tot așa, ia uite, îmi fac aici niște unelte frumos. Păi ce, irosim piatra asta? Ia uite, Ana, nu te gândi la asta. Gata, ia uite, și iau și crafting-ul, că sunt șmecher. Păi deja am prea multe iteme. Păi și ce faci cu el? Păi nu știu, o să văd eu ce fac, dar vezi că eu am foarte multe iteme deja și o să mă ajute mai încolo, să vezi. Hai să te văd. Ia, dar stai așa. Mamă, e de la cuntre. Mamă, am uitat să-mi fac pickaxe, ce prost sunt. Bă, numai pickaxe nu mi-am făcut, mi-am făcut topor. Mamă, ce deștept sunt. Ia să vedem ce scrie, mă, la întrebarea asta aici. Ia, ce aici? Prima probă. Ce canal are? Bă, lasă-mă, mă, în pace. Ce canal are mai mulți abonați? Luca Burgeru? Păi Luca Burgeru e canalul secundar. Deci asta e întrebare capcană. Sau Ana Banana? Păi mi se pare, dacă nu
nu mă înșel, că Ana Banana e mai populară decât Luca Burgeru. Chiar așa să fie? Deci canalul Ana Banana să aibă mai mulți abonați. Nu cred așa ceva. Bă, nu cred. What? Păi tu vrei să spui tu mie că canalul Ana Banana are mai mulți abonați decât canalul secundar pe care pun zilnic? Cred că faci mișto, Ana, de mine. Logic. Oh my god, să intre lumea în descriere de urgență să vadă canalul că am înnebunit. Deci trebuie să facem neapărat mai mulți abonați decât Ana, că faci mișto de mine. Ok, după aia, ce mâncare merge mâncată la orice oră? Bă, nu mai da mine, lasă-mă să mă joc. Friptură sau cartofi prăjiți? Da, mă, Ana, tu chiar crezi că nu o să aleg cartofi prăjiți? Că eu știu că tu ești nebunită după cartofi prăjiți. Chiar dacă ziceam eu friptură și tot e cartofi prăjiți, ești nebun? Crezi că eu nu știu? Ia, uite. Cum se numește seria de pe canalul secundar? Bă, nu mai trage, bă. Bă, dar ce ai? Ia dă-te, bă, pe survival dacă ești mecheră. Dă-te pe survival, hai. Hai, dă-o cu mine. Dacă ești mecheră, te dai pe survival și ne batem acum, hai. Cum se numește seria de pe canalul secundar? Bă, asta e ușor. Eu am pus numele pentru că tu nu ești atât de creativă ca mine. De ce mă arunci pe ăsta? Oh my god, m-a aruncat pe ăla greșit, că știam că nu e ăla. Uite-te și tu și acum trebuie să facem iar Ana Banana, cartofi prăjiți, lasă-mă în pace. Craft City, nu e Craft City, este City Craft, asta este seria. După aia, cum îl cheamă pe fostul meu? Cum bă să nu știu cum îl cheamă pe fostul tău, că m-ai nebunit cu Alex, m-ai nebunit numai Alex, am auzit toată viața. Cum mă cheamă pe Instagram? What? Ce întrebare asta? Ana Banana 200, așa te cheamă și în joc? Sau Ana Banana punct 200? Păi de unde să știu eu cum ești tu pe Instagram? Nu, eu nu știu cum sunt eu pe Instagram. Haide, Luca. Oh my god. Ok, o să presupun că poate era luat Ana Banana 200, că știi că ești prietenul meu, da. Nu știu, parcă îmi sună mai cunoscut cu punct. Parcă știu mai bine cu punct. Deci o să mă duc pe punct, sper să fie bine. Nu sunt sigur, Ana Banana punct 200. Bine, mă. What? Ce e asta? Tunelul Ana Banana. Ia uite-l, mă. Doamne ferește. What? Și unde am ajuns, mă, aici? Ce e asta? Parcur. Doamne. Deci uitați-vă ce a făcut Ana aici. Bă, o mai plictisit ca tine n-am văzut niciodată în viața mea, Ana. Deci uită-te și tu ce reușit să faci aici. What? Deci eu ce ar trebui să fac? Ia uite, doamne, mi-a dat. Hai că mi-a dat ce efectiv? Slowness. Ea mi-a dat slowness mie. Wow. Hai că mai fac să ia. Mamă, ce parcurii sunt. N-ai văzut așa ceva? N-am cum să fac săritura aia cu slowness. Deci eu chiar n-am cum să fac săritura aia cu slowness. Sper că realizez. Lasă-mă în pace. Oh my god, n-am cum să fac. E prea greu. E prea complicat. Oh my god, deci nu, chiar n-am cum, ești nebun. Uită-te și tu de ce am făcut-o mai ușor cu slowness decât o fac fără slowness. Nu mai pot să fac nici pasă la început. Bana, mi-ai stricat parcursul. Parcurs skillurile, ok, așa. Nu, lasă-mă, bă, faci mișto. Hai, bă, că nu te joci corect. Faci mișto de mine, deci am zis că-ți fac prostia asta de închisoare. Dar nu mai faci din astea urâte. Mă lași pe mine să mă joc frumos. Păi, adică, după ce că le faci grele, nici n-am cum să ajung acolo, ești nebun. Oh my god, uite-te și tu că mi-a 10 ani. Ana, stai cu minte. Ana, stai cu minte, fără mișto, lasă-mă. Nici măcar nu m-a lăsat să ajung, deci mă lași să ajung și eu mai departe, da? Bă, nu da acolo, nu da acolo. Nu da acolo. Nu da acolo. Nu da, adevărat nu da. Deci dacă dai, mamă, vorbesc urât în jur aici. Băi, lasă-mă în pace. Nu mai, dacă mor, dacă mai dau o dată chiar mor. Nu mai în viață, nu mai în viață, mai am două inimi, două inimi. Oh my god, ăla era poison. Ok, ok. Oh my god, nu! Eram pe ultima din asta, faci mișto. Bă, nu cred așa ceva. Bă, Ana, ce bă nebunia asta, faci mișto de mine. Ok, ok, ok. Ok, și ai scăpat. What? Da, am scăpat între timp. What? Ce naiba? Bă, ai pus barrier. Ce s-a întâmplat? Faci mișto de mine, n-am scăpat. Oh my god, ce scrie acolo? Țeapă. E un de la cu țeapă. Ea mi-a dat țeapă mie. Wow. Păi și ce trebuie să fac de aici atunci? Că n-am cum să mă urc pe ăsta. Că sunt numai blocuri invizibile peste tot. What? Păi și n-ai mai luat țeapă de mult? Hi-hi-hi. Păi și ce trebuie să fac? Oh my god, nu-mi zic că ai făcut intrare secretă pe aici. Ai făcut pe aici prin asta, nu? Este? Ai că ai făcut prin asta. Bă, nu cred. Păi și atunci ce trebuie să fac? What? Mă, nu mai distruge? Păi nu mai... Oh my god, m-a omorât la început. What? Păi și ce trebuie să fac, bro? What? Nu mai înțeleg. Deci, Ana Banana, cartofi prăjiți, City Craft. Nu uita să vă uitați și pe canalul secundar, pentru că chiar e șmecheră seria aia și chiar o postăm zilnic. Deci, noi chiar filmăm acolo. Și Ana Banana. 200 pe Instagram. Păi și ce trebuie să fac aici? Că alte chestii nu mai am. Nu mai înțeleg. Sunt foarte, foarte confuz în secunda asta. What? Ce-s blocurile alea random acolo? Deci, chiar sunt confuz. Ana, ce trebuie să fac aici? Că nu mai înțeleg. Descurcă-te singur, Luca, bă.
faci mișto de mine. Cum ar trebui, bă, să-mi dau seama? Oare pe aici, mă? Să ai din ăla secret pe aici, prin tunel, că dacă ești bun la Minecraft, știi ce să faci? A, da, nu mai da în mine, lasă-mă. Ce, care e plăcerea ta să tot tragi mine cu chestii? Lasă-mă în pace. Nu pot să trec prin nimic, prin astea pe aici. Deci ai zis că n-am voie să distrug. Bine, nu-ți distrug mapa. Ba da pe acolo, hai că pe aici. Dacă mi-ai zis că ba da pe acolo, clar nu pe aici. Am înțeles situația. Ok, păi și ce ar trebui, bă, să fac aici? Că nu mai înțeleg, deci parcursul ăsta l-am făcut. Păi nu mai înțeleg, frate. Trebuie să mai faci încă o dată parcursul? Bă, nu cred așa ceva că l-am făcut și tu acum faci mișto de mine, că n-am cum să... Efectiv, ce să fac acolo? Ba da, du-te, bă, de aici, că n-am ce să fac acolo. Și dacă îl mai fac o dată și ajung acolo sus, efectiv nu am ce să fac acolo sus, că m-am uitat peste tot prin părți, n-are cum. Deci parcursul nu e, clar nu e. Deci nu mai ține pistolul ăla. Mă, blocul ăsta care e pus aici, oare, Ana? Blocul ăsta, singurul bloc de pe pământ. Ăsta e singurul bloc pe care n-am încercat să-i fac nimic. Acum că stau să mă gândesc, lasă-mă. Ia mâna de pe mine. Aha, știam eu. Cine e bun la Minecraft? Cine e bun la Minecraft? Na, mă, Ana, na. Mamă, cât de bun sunt. Na, 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 beleaua. Na, ce vrei? Ce vrei de la mine? Pleacă de aici. Păi mă lași să fac închisoarea sau ce faci? Te oftici acum că am făcut... Băi, ce bă asta? Oh my god, faci mișto. Wow. Am ajuns până acolo să mor în lavă, nu pot să cred. Deci nu pot să cred așa. Păi și atunci, bro, păi și e ceva acolo până la urmă, mă? Că altceva, nu cred că mai e nimic, adică nu cred că am ratat nimic. Deci aici, bă, eu distrug astea pe aici, gata, ia lasă-mă, mă, cu pozele tale. Deci nu e nimic aici. Bana, eu nu mai înțeleg ce trebuie să fac aici. Deci acum chiar nu mai înțeleg absolut nimic. Nu mai trage mine, lasă-mă în pace. Nu mai înțeleg. Deci acolo nu era nimic, ok? Aici nu e nimic, blocurile astea degeaba le sparg. Ia uite, bă, eu m-am apucat să sparg. Bă, mi-a dat poison! Haide, hai că haide. Deci blocurile astea degeaba m-am pus eu să le sparg. Oare, mamă, oare trebuie să-mi dai poison, mă, și să sar peste aia acolo? Hai că până ajung eu acolo. Ia stai, stai așa că testez eu acum. Fac eu acum, ia dăm poison, Ana. Dăm poison, hai dacă ești mecheră. Bă, nu mă mor. Oh my god. Încep să cred că nu pe acolo trebuie să mă duc. Ups, am greșit. Da, încep să cred că nu pe acolo. Oare pe aici prin lavă, mă, să fie ceva aici în jos? Ia. A, nu, nu mă las să mă duc mai în jos pe acolo. Pe aici am fost. Nu, că eu le încerc pe toate. Deci aici nu e iar nimic, că mă blochez acolo jos. Bă, eu nu mai înțeleg, mă, Ana, ce trebuie să fac aici. Aici a fost copacul. Ok, astea de aici le-am spart. Deci, bă, lasă-mă, bă, să văd eu. Lasă-mă să văd. Nu mai distruge, păi distrug. Dacă pot să spar blocul, de ce să nu pot să-l spar? De ce nu mai aș să spar? Pe aici oare era ceva secret? Dacă sparge, dar nu cred, uite, știu că nu e nimic aici. Bă, nu mai înțeleg, bă, nimic. Deci chiar, ia uite și a pus pe cap. Bă, lasă-mă, mă, în pace. Iar am făcut, a, tu ai făcut stone aici. Păi, bă, și blocul ăsta de copac, Ana? Oare blocul acesta să fie? Ia stai, o, da, mă, te-ai dat deșteaptă. Ai făcut de două ori aceeași chestii, cred că nu mă prind, n-ai tu treaba, auzi ce zice. Ok, Ana, ok. Ok, bine, 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 am înțeles ideea. Deci avem aici ceva. Ia, ce avem aici? Da, mulțumesc, Ana, că mi-ai dat un pumn. Chiar apreciem să-mi dai pumnul ăla, chiar aveam nevoie. Ok, deci lasă-mă în pace. Hai, mă, Ana, ia zi, ce e aici? Dă să vadă ochiul meu, ce... E camera aceasta. Ce să stea? Astea presupun că sunt pentru mine. Mulțumesc, o să le iau chiar acum. Mulțumesc, ești pregătit? Pentru ce sunt pregătit? Mamă, mi-a dat și scut. Înseamnă că o să fie interesant dacă mi-a dat și scut. Înseamnă că ne distrăm. Zi, Ana, ce eu te, bă, aveam deja din asta. Ce trebuie să fac, Ana, aici? Trebuie să mă bat cu tine. Hai, dă-te pe survival și hai să o dăm parte în parte. 3, 2, 1. Hai, dă-i încoa. Ia uite, bă, ce faci, mă, spawnează de ăștia? Oh my god, faci mișto de mine, Ana. Ok, ok, ok. Păi eu cream că mă bat cu tine, bă. Au, de ce am dat în Enderman? De ce am dat în Enderman, Ana? Poți să-mi spui, să-mi răspund la această întrebare? De ce am dat în Enderman și de ce sunt din ăștia mici? Ce se întâmplă aici? De ce trebuie să mă bat cu toți ăștia aici? Ce? Oh my god, mamă, se bat între ei, nebun? Bă, lăsați-mă în pace, gata, gata. Mamă. A, ca să primești ceva trebuie să mă bat cu ei? Hai că vin aici. Ia, hai să vedem ce e aici. Bătălia Shaolin, hai. Mamă, dacă zombi ai pus, bă, omule. Oh my god, tu încă spawnezi, faci mișto de mine? Bă, până o să-i bat niciodată dacă o să spawnezi așa la infinit, să știi. Eu zic de pe acum. Oh my god. Doamne, dar peste tot. Sunt peste tot. Ești nebun? A, da, dăm și poison, că asta mai îmi trebuia în viață, să mai dai niște poison, că n-aveam destule pe cap. Oh my god, ce se întâmplă, bă, aici? Bă, păi, cică, haide, păi, haide, dar trebuie să-i bag și eu pe ăștia pe aici, nu? Ia uite-l pe ăsta, are backpack în spate. Ha, Ana mă omoară ea pe mine. Ia mă omoară ea pe mine, ești nebun? Uite-te și tu, mamă, mi-am distrus și spawn-ul aici. Doamne, ce închisoare proastă a putut să facă. Mai proastă de atâta nu se putea. Hai, mă, dați-o cu mine, că acum chiar vă bat. Hai, mă, Ana, că m-am descurcat și ult.
ultimul, gata, nu mai spawna, gata, i-am bătut. Oh my god. Hai că trebuie să mă bat și cu ăsta aici de... Oh, ok, asta nu poate să fie prea bine. Ok, mamă, hai mă, faci mișto. Cum îl mai bat și pe ăla? Stai că mai am un topor, mi s-a și spart toporul, dacă îți vine să crezi așa ceva. Hai mă, ia uite mă, se bate cu tine, se uită la tine asta. Bă, ce faci mă? Bă, l-ai speriat, gata, l-am bătut, nu se pune, l-am bătut, adică se pune că l-am bătut. Poftim, păi l-am bătut, gata. Ai câștigat, ce am câștigat, ce-mi dai? De data asta, a, mi-ai dat ăsta. Da mă, da. Ia mă, Ana, ce avem noi aici? Și, oh my god, al parkour faci mișto de mine. Ia uite-l pe ăsta unde s-a spawnat, stai așa că-l bat eu, Ana. Stai fără griji, stai fără griji că te apă. Bă, l-ai speriat, bă, voiam să mă bag cu el, ok. Hai să vedem încă un parkour așa, uite cum e. Mama, hai că-i dau dacă. Ce, te-ai speriat că-l fac prea repede, stai ușor. Ok, a, lasă-mă pace. Ok, dacă ții shield-ul când îmi dai un pumn, nu are merge? Adică ar fi destul interesant. Ia mă, Ana, hai, dă-o cu mine. Mamă, dar nu pot să mă mai sui pe astea. Bă, dar câte parcurile ai făcut, mă, omule? Lasă-mă în pace. Oh my god, nu! Nu trage. Nu trage, lasă-mă. Lasă-mă, lasă. Ba nu, Ana, n-ai voie. Hop, nu. N-ai voie să trage. Ia, trage una, hai. Ia, na, lasă-mă, nu mai trage. Bă, ce naiba e parcurul ăsta, bă, lasă-mă. Oh my god, nu pot să fac săritura că mă panichez acolo că ești tu aproape și îmi dai bucata, ești nebun. Lasă-mă, Ana, nu mai da cu chestii în mine. Oh my god, ok. Ok, nu mai da. Ok. Bun. A căzut. Nu! Ai, bă, faci mișto. Bă, dar n-ai cum așa. Uite unde m-a dat. Bă, n-am pomenit așa ceva. Deci, uite, deci tu trebuie să sar prin toate astea, mi-am mai pierdut și viața. Gata, Ana. Lasă-mă măcar să fac și eu parcurul ăsta. Uite. Băi, deja ajunsesem oricum. Lasă-mă să-l fac. Dacă sunt bun și fac parcurul, lasă-mă să-l fac eu. Te ajut eu, nu mă mai ajuta. Ce faci? Ce ai pus? Am auzit că ai pus un bloc. Ce blocuri ai pus pe aici? Bana, gata. Oh my god. Ok, o să fie o zi lungă. Bă, Ana, dacă ies eu de pe serverul ăsta, ce părere ai avea? Dacă ies eu de pe server și nu mă mai joc cu tine, a? Nu? Nu ieși? Păi... Nu ies dacă mă lași să mă joc ca să-ți arăt că sunt bun la Minecraft. Să vezi că chiar te bat și dacă îmi faci troll și... Oh my god. Bine, hai să te văd. Aici mai emoționat nu se pune. Lasă-mă să mănânc. Bă, mi-au rămas particulele de la poison-ul tău. Uite-te și tu cum fac. Zici că put. Ia uite, am duhoare pe mine. Miros urât. Ok. Hai să vedem. Așa. Bun. Așa. Ok. Bă, ce faci, bă? Ia pleacă, bă, de aici. Și... Bă, la ultima daia. Bă, așa ceva. Așa soartă să cad. Ia, ce mi-a dat, mă? Uite, lăptic. Păi da, nu știu că mă ajută. Cred că e bug de la mai... A, ba nu, s-a dus, ok. Mulțumesc, mi-a dat lăptic. Uite că e de treaba, Ana. Bă, dar nu mai știu să fac săritura că m-a emoționat până acum. Nu se mai poate așa ceva. Ok, ultima săritura, Ana. Te rog frumos să nu mă trolezi de data asta. Vreau să fie totul corect, ok? Vreau să fac această săritură și gata. Faci mișto de mine. Cum? Ce se întâmplă aici? What? Bă, oh my. Oh my god, era o barieră acolo, era o barieră. Ana a pus acea barieră acolo ca să nu pot să trec și după aia m-a omorât. Da, mi se pare foarte corect această închisoare. Abia aștept să mă mai joc cu tine. Ana, stai cu minte. Deci am muncit să ajung aici, stai cu minte și lasă-mă să sar. Nu, e imposibil, efectiv. Cred că am înnebunit de tot, efectiv, de câte ori am făcut asta. Pentru că e ușor în mod normal, dar pentru că l-am făcut de 1000 de ori și Ana m-a tot trollat și se tot învârte pe aici. Pare mult mai greu decât e de fapt. Și gata, deci mai e ceva aici, mă? Nu pot să... Ai, mă, Ana, iar mi-ai... Păi și ce trebuie să fac aici dacă am barieră? Explică-mi tu, ce ar trebui să fac aici? Păi ce, mai e ceva, îți dai tu seama? Păi eu aș mai fi pus un bloc invizibil, dar știu eu pe unde l-ai pus încă un bloc invizibil. Stai așa că văd asta, deci aici e barieră, aici nu-i barieră. Opa, cumva, cu... Și acum? Bă, nu merge asta... Mamă, dacă ți-aș da creierul meu, Ana. Deci dacă îți dau creierul meu, cred că ar fi... Bă, stai, unde mă arunci aici? Final! Da, mă, Ana, și acolo. Hai, du-te tu prima și vin și eu după tine, nu mai vreau. Bă, tu faci mișto, că dacă scrie final ceva e greșit. Dacă scrie final ceva e... Ia, s-a dus... Hai, mă, ce e aici? Ce mi-ai pus aici? Da, era o apă falsă. Aia a fost aici. Ok, Ana, am înțeles foarte frumos acest final. Cred că ne mai jucăm la anul și la mulți ani mape făcute de Ana, că m-a enervat de m-a spart, dar i-am arătat că știu Minecraft, pentru că cred că am trecut prin toate provocările. Zi-mă, Ana, ți-am făcut sau nu toate provocările? Aia era ultima, nu și ai vrut să mă trolezi. Da, Luca, bravo. Gata, să nu te mai aud. Dați cu toții like și ne auzi și noi pe data viitoare. Pa, pa! Fraților, tocmai ce am ajuns acasă și am primit un mesaj foarte, foarte interesant de la prietenul meu, Sinner. Mi-a spus că are o surpriză pentru mine, dar doar dacă vin cu Ana și trebuie să mă conectez pe un anume server. Și ultima oară când am făcut asta, nu prea a ieșit prea bine. Deci nu știu ce
să spun de serverele astea. Deci toată lumea are servere de Minecraft. Toată lumea are 1000 de servere de Minecraft. Așa că desigur că trebuie să vedem despre ce e vorba și o să iau și pe Ana să vedem care este faza și ce ne așteaptă oare. Bă, sinere, tu ești sigur că nu e ceva de rău, pentru că o surpriză poate să semne ceva nașpa și nu știu dacă vreau să intru pe serverul ăsta. Hai, mă, intră, că o să vezi ce te așteaptă. Pe bune, hai, doar de acolo join să și... dau join serverul. Eu cred că mă bag să mă culc, că e și târziu, e 11 noaptea. Nu, 10 minute durează. 10 minute pe ceas. Pe ceas, trebuie să apăs pe butonul ăsta, nu, că altfel nu scap de gura ta. Dă-i pe join, hai că te aștept deja. Ok, sinere, hai să vedem. Bă, nu-mi intră pe server. Sinere, ai ceva să-mi spui, că scrie ceva în spatele tău. Bă, nu, bă, nu faci citim, mișto, nu faci alo, mișto de alo, mine. Mă iei la mișto. Stai. Stop. Că încă nu putem să începem, că nu este partenera ta în crime aici. Păi nu știu unde e Ana. Trebuie să intre și Ana, că i-am dat IP-ul, trebuie să intre și ea. Păi până intră Ana. Bă, tu crezi că nu știu să citesc, mi-ai făcut închisoare. Ia uite că a venit. Ce zici, mă, Ana? A venit și Ana într-un fi... Ia uite, ai care lag. E cu capul la spate, Ana. Bine, o așteptăm și pe Ana. Gata, Ana, ești aici cu noi, Doamne. Poftim, Ana, mai ții minte ce am pățit cu închisoarea ta? Na, asta e karma, acum ne-a făcut sinere închisoare. Ok, trebuie să recunosc că m-am inspirat puțin de la episodul Anei când a făcut închisoarea și am zis că trebuie să mă distrez puțin astăzi cu voi, nu? Da, what? Eu acum am observat chestia asta aici. Am văzut, dar nu mă găsim de seamă, gen, eu n-am procesat ce... Deci aici e un altar sinner, e un sinner suprem în mijloc. Exact, și aici exact. Sunt sineri mai mici. Deci ce părere ai, Ana? Uite unde ne-a dus nebunul ăsta aici. Da, nu mai la peretele ăsta. Nu mai zic absolut nimic. Deci, bă, ia 10. 10. Mulțumesc, bă, ia doua închisoare într-o săptămână. Când vă potoliți, toată lumea face închisori. Lasă-mă, bă, Ana, tu vrei să te joci la închisoarea asta? Bă, până la urmă trebuie să ieși din închisoare, nu? La închisoare, Luca? Păi și tu ești la închisoare. Despre ce vorbești? Ana, știi că și tu trebuie să ieși odată cu Luca, nu? Păi ce crezi? Nu cred. Păi tu unde te crezi aici? Ești spectator, gen. Crezi că ai venit aici poc frumos și hai treci la muncă. No, păi și ce trebuie să facem aici, că nu înțeleg. Bun, domnul Luca, Ana Banana, aveți acest chest. Deschideți chestul ăsta, okay. Și aveți o grămadă de găleți. O grămadă de găleți, bun, hai că mi-am luat 10 și pentru mai târziu. Stai, ok, nu știu ce faci cu 10, dar totuși. Păi poate îmi trebuie mai târziu, știu eu. Veniți aici aproape și Doamne. O să vedeți că e o săritură destul de periculoasă, okay. Vreau să vă întreb cine vrea să sară primul. Trebuie să faceți un MLG. Cred că vrea BUM! A stricat jocul. Nu se pune. Trebuie să omori, trebuie să dai kill acum. Păi ce facem aici, s-a întâlnit hoțul cu prostul. Ce asta? Ia uite-o. A luat-o la bătaie. Cum mă ferește apă mine, mă. Te crezi, bani aici. Doamne, cum mă, nu poți? Trebuie să pui apa sub tine. Trebuie înainte să pii să pui așa frumos ca pe MLG cu d-astea, știi? Fii atent, Ana, uite-te la mine și te învăț, ok? Nu e atât de greu, hai. Deci fii atent. Bă, oh my god. Da. Și a vrut să-mi pună lavă. Bro, ai vrut să-mi pui... Ai vrut să-mi pui lava. Am văzut lava aia acolo. Oh hai, my Ana. God. Ok, Ana, ia pe colț, ia du-te, Ana. Bă, și tu, Ana, ia. Ia, ia. Hai. Nu bă, cred, a fost spamat. Bă, nu cred, ce-a fost asta? Mă, n-a trecut. Hai, nu pot să tu. Cred. Mamă, păi ce crezi că eu? Uite ce-a vrut să facă. Oh my god, e prea ușor, sinere. Ia și aici ce e? Opa! Și asta am... hai că nu mai am nimic, sinere, stai liniștit. Păi, asta e și ideea, ok, bine ați venit la camera. Mamă, de parcur extrem, da, camera de sinere. De parcur extrem cu carturi. Doamne, ce facem, Ana, dansează? A nebunit, Ana, așa mai dansează ea. E o personalitate foarte explozivă, Ana, îi place să danseze, să... Bun, vreau să vă... am înțeles. Vreau să vă luați un cart de aici, aveți 3 încercări. Bă, nu bă, așa, bă, Ana, și nu e cartul tău, ăla e al lui Luca, gen. Ia uite. Vreau să vă luați un cart. Mamă, și se intrăm unul altul. Veniți pe aici. Și trebuie ce să faceți fac, parcurul mă? Ăsta. Doamne ferește. Ce Ana, du-te tu. Chiar că s-a dus de tot, Ana, ești nebun. Încă noată. Gata. Doamne. Gata și cu Ana. Bă, faci mișto de mine. Gata și cu mașinățele. Bă, păi nu-i curat. Hai, bă, că m-a dat aici. Bă, tu trebuie să-mi lași apa jos, bă, cum mai ajungem acolo? Trebuie să facem de fiecare dată. Ce facem aici? Nu, că spun apă. Fii atent că-mi pun eu. Mamă, na. Bine, mă, gata, las-o așa, gata.
O lăsăm aici, bine, deci nu mai stau să mai fac o dată. Că era prea de tot dacă mai stăteam să mai fac o dată ăla. Mai aveți două încercări, deci dacă... Deci fiecare are trei încercări aici, bro? Da. Oh my god. Ia-ți avânt, atâta vreau să zic. Du-te tu, Ana, du-te tu, Ana, prima. Ia să vedem. Hai că îți dau eu avânt, Ana. Hai, mamă, hai că... S-a dus? Mamă, nu pot să cred. Stai așa că am o tactică. Fii atent. Dă-te puțin în spate, da. Stai. Nu cred. Bă, e imposibil, sinere, ce e asta, mamă, ce ești de mașină. E posibil, e testat. E testat? Oh my god, nu pot să cred. Ia, că s-a dus Ana, se duce Ana. Se duce? Nu da, pot să... Ia. Ana, cred că e ultima speranță, ești Ana. Ana, ești ultima speranță. Ia, ieșit. Stai așa, Ana, așteaptă-mă și pe mine, că vin și eu. Mamă, stai așa, fiat. Deci ai văzut tactica, da? Stai așa, Ana, stai așa, ușor, Ana, ușor, că vreau și eu să te văd. Ia, stai, deci ea s-a dus direct așa, Gheugen? Da, s-a dus direct. M-am dus, okay. Oh my god, fai mișto de mine, ținere. Ce mă, ăsta parcurs cu mașina mai văzut în viața mea? Pentru că nu v-ați descurcat deloc bine. Adică ați murit din prima săritură. Mama, Ana deja s-a dus. V-am mai adus un set de carturi. Hai că suntem proști zile. Se duce la nivelul trecut. Se duce? Duc, ia uite-mă pe Ana. Vezi că tu n-ai făcut saltul ăla. Băi, ia stai mă să fac. Nu, fii atent că am eu tactică. Lasă-mă că știu eu cum fac. Te văd. Ana iar a murit, am înțeles, ok. Bă, n-ai cum, mă, nu pot să-mi iau avânt. Poți să-l faci, dar nu. Bine, Ana l-a făcut, dar nu se poate, bă, așa ceva. Da. Fii atent, sinere, că acum, deci acum chiar simt eu după sinere ce pescuiește mașinile alea de jos. Uite în spate, Ana, deci uite în spate. Fiți atenți că acum mă duc direct. Ia-ți, mă, avânt, ia. Hai, mă, hai. Este. Mamă, de ce mult mai greu decât pare? Poate lumea o să zică că suntem noob, dar e foarte complicat ce se întâmplă aici. Noob, gen, și nu știu dacă o să scăpați vreodată din închisoarea adică? Asta. El ne-a băgat în închisoare, sinere, că n-are ce face el în timpul liber. Băi, fac o manevră. Întoarcerea din 15 mișcări. Ia, mă, stai așa. Stai, mă, mamă, nu cred. Nu cred. Ai că încerc să fraierez sistemul, nu prea merge așa. Iar am ajuns aici, doamne. Ce-s aici? Bă, Ana, cred că a venit momentul să... Pică. Bă, nu că, păi, nu-s bariere aici? Putem să picăm pe aici? Bă, dacă nu ești la timp, poți să pici. Oh my god, stai așa că mi-e... Bă, Ana, deci du-te tu prima. Ok, te-ai dus. Stai așa că mă duc eu de toți banii. Fii atent aici. Mamă, aproape. Bă, dar n-am cum să sar aici, mă. Dar ce trebuie să facem acolo jos? Ce e acolo jos? Că nu înțeleg. Mergi acolo și să vezi. O să văd. Oh my god. Să vezi. Până mâine stăm. Bă, deci îmi iau asta, Luana. Fii atent că cu asta, Luana, m-am dus direct. Deci fii atent, pentru că sunteți prea nubi. M-am apropiat blocul ăla. Bă, deci chiar să nu vă apropiat niciunul. Bă, e greu. Bă, dar ia să te văd pe tine, bă, cum faci. Că noi suntem nubi, dar tu, tu de unde știi să faci? Păi, bă, ia să-ți fac și o închisoare, mă, că m-ai enervat. Uite-te și tu. Bă, deci așa ceva nu se poate, bă, băiatule. Până mâine stăm la închisoare. Sinere, eu cred că renunț și cred că vin pe jos, sincer. Eu cred că o iau așa, baftă, baftă cu nici pe tu, jos, nu poate, Luca. E mai blocat. Ok, fii atent, lasă-mă o mașină acum ori niciodată, sinere. Deci te uiți la mine, uite câte blocuri mi-a pus ajutătoare. Păi deja asta... Băi, frate. Deci uite-te și tu, hai bă, că acum o fac, ești nebun. Băi, păi cu blocurile astea poți și eu, dă-te Ana de aici. Gata, mă. Bă, și acum ce trebuie să facem aici? Stai, Ana m-a împinge, Ana m-a împins, efectiv, okay, Ana m-a împins. Ok, ai voie deci să vii nu se pe poate jos, așa ceva. Acolo. Efectiv, asta și... Oh my god, Ana, faci mișto de mine. Deci după ce că m-am chinuit un an de zile, Ana m-a împinge. Bă, Ana, deci n-am văzut așa ceva, eu o iau pe jos. Nu mă mai duc cu nicio mașină, că am stat aici toată ziua. Doamne ferește, du-te bă că faci mișto de mine. Bă, n-o pinge. Păi și am împins pe mine. Doamne. Bine, m-am împins indirect, dar gen stătea aici și n-am putut să mă duc de ea. Am înțeles, fii atent, până vine Ana, aici un chest. Uite-o pe Ana. Am înțeles. Aici un chest, ai două bucăți de cabel și un lever. Tu trebuie să ajungi la ușa asta. Cum îți pui bucățile de cabel, e treaba ta, sincer. Am înțeles, ok, deci Ana, nu ne mai împingem, facem pace. Tu faci asta, Luca, eu fac asta, fii atent. Hai. Deci trebuie să punem, deci stai așa, pot, ok. Deci fii atent, Ana, trebuie să faci așa și una așa. Ana, stai așa, stai ușor, Ana, stai să sar. Ok, bun, Ana, vino încoace. Și vino încoace, gata. Hai, poate și Ana, bine, mă, Ana. Numai după 10 minute, gen. Deci a trecut, au trecut 10.000 de ani. Hai, vino. Și ce e aici? Ia, care este culoarea mea preferată? A mea? Bine ați venit. Ok, nu trebuia să vezi asta. Cred că nu-i place albastrul sinor. Nu e adevărat. Ok, ca să nu vă dați iară de la început, spawn point. Ok. Deci care este culoarea mea preferată? Vreau să răspundeți amândoi în același...
Nu, n-ai cum cu Ana, deci cu Ana chiar n-ai cum. Știam, da, oarecum știam. De cât timp face, ia, zi. Nu, nu te mai duc, nu te mai duc. Ana, bă. Oh my god. Bă, uite așa testează. Deci uite-te și tu, Ana face mișto. Deci culoarea preferată a lui Sinner e verde, ok. Și aici, de cât timp face Rafael YouTube? Ia zi, Ana, că tu ești fană Rafael numărul 1. De cât timp face? 10 ani. Păi a văzut că m-a omor pe mine, pe 11. Bă, nu așa se fac astea. Eu când m-am jucat cu tine, m-am jucat foarte frumos. Tu ne strigi jocul aici. Ce zice mereu Dorian Popa? Ce întrebare mă asta? Hâț sau mâț? Eu cred că zice mâț, gen. Mâț, zice mâț. Ia, du-te, Ana, pe mâț. Hai, Ana, mâț, Johnule. Bine, mâț, Johnule. Am înțeles. Ce întrebări sunt astea, mă, Sinner? Vino cu acea, Ana. Ia, uite pe Ana, dă cu pumn de mine. Ia, de câți ani fac YouTube? De câți ani fac YouTube? Cine, eu sau tu? Eu? Păi închisoarea mea, cum adică? Închisoarea, păi și ce știu eu de câte zi? De mai mult de o zi? De mai mult de o zi, faci măcar o zi pe YouTube tot ai, de 7 sau 8 ani. Bă, eu cred că Sinner face de 7 ani. 8 ani să fie, nu cred că 8 ani. Eu zic 7 ani, hai, du-te, Ana, pe 7 ani. Nu, du-te, Luca. Hai, mă, că mă, nu cred, 8 ani. Bă, eu nu știu nicio întrebare, de a murit pe toate, ori m-au omorât Ana, ori le-am deci nimic nu prost. Știe, Luca. Bă, de n-am văzut, mă, așa închisoare, deci asta e cea mai proastă. Nu mai poate de fericire. Stai că vin acum, deci 8 ani, ok, ce e aici? Care e mâncarea mea preferată, burger sau paste? Mamă, Ana, asta trebuie să o știi tu. Ce mănâncă Sinner, paste? Hai, du-te pe paste și zi-mi dacă-ți plac. Bă, chiar sunt pastele? Mă, tu faci mișto, nu-ți plac burgerii? Nu pot să cred așa ceva. Nu mai pune de-astea, nu mai pune întrebări de-astea. Păi, cum adică să nu-ți placă burgerii? Citește următoarea, Doamne, întrebare. Care este capitala Vietnamului? Auzi întrebare, eu nu știu asta. Ana, ai bacul la geografie, las-o încolo, știu eu. Bangkok. S-a adus pe Bangkok. Cred că bacul la geografie și a spus cuvântul. Deci e Hanoi, fraților. Nu uitați să dați un like pentru capitala Vietnamului, care e Hanoi. Deci, bine! E mai ușor când joci în doi ăsta, că se sacrifică Ana la toate. Da. Cât a durat războiul de 100 de ani? Toate sunt pe stânga, zic eu. Deci 100... Da, cred că nu a durat 100 de ani. Deci războiul de 100 de ani a durat 116 ani, dacă vă vine să credeți așa ceva. Deci am terminat... Bine, m-a știut, Ana! Doamne, ce scrie aici? Subscribe la Sinner! Doamne, ferește! Subscribe, băieți, subscribe! Am înțeles. Deci aici avem încă un parcurs Sinner. Adică primul parcurs, de fapt, ăla a fost cu mașini. Eu tot, Ana, Ana, trebuie să ne concentrăm să ieșim din închisoare, că ne-a închis nebunul ăsta aici, nu vezi ce se întâmplă? La parcurs. Deci acum avem parcurs, Ana. Hai să te... Da. E bine, Ana, pe parcurs. Stai că ți-ar te-o, Ana, uite așa. Nu, n-ai văzut nimic. Ok, ce se întâmplă aici? Trebuie să faci așa, gen, Ana, stai cu minte. Fără să vă împingeți, n-aveți voie să vă împingeți. N-am împins-o, chiar n-am împins-o. Hai să te văd, deci fii atent, parcursul Sinner, ești nebun. Ia uite-l pe Sinner, cum se uită la noi. Doamne, ferește. Uite-te spate, uite-te spate. Ce, mamă, Sinner urât. Nani? Ulu, ce urât se uită la mine, zici că eu vreau să vă... Zici că e Terminator Sinner acolo, ești nebun, e greu? E greu. Bă, Ana, am uitat să zic Sinner, dar Ana e mai începătoare cu parcursul. Nu știu dacă e așa corect. Bun, ajuns aici, o să-ți dau un checkpoint, să știi. Îmi dai aici? Da, uite aici un checkpoint, o spunem o apă. Așa, da, da, ok, am înțeles. Păi puteai să o gândești și tu puțin mai mult, da. N-am gândit-o puțin mai mult, dar... A, și poate să vină și Ana aici, gen, la checkpoint? Da, da, o lași pe Ana. Am înțeles. E greu, gen. E greu, păi și amică, bă, mamă, ce parkour a făcut Sinner. Bă, ia treci înapoi. Ce? Treci înapoi. A, n-am voie cu astea așa? Nu. Păi de ce? Oh my god, ia uite ce a făcut aici checkpoint. Păi cine a zis că n-am voie? Ia uite-o pe Ana, trișează. Păi cine a zis, bă, că n-am... Ia, uite-l, bă. Eu am zis că n-ai voie. Oh my god, mă frec de perete și îmi strică sprintul, nu-i corect. Ce păi nu e bine, uite cubul Sinner, e și aici. Cubul Sinner. Da, aici văd că nu e posibil, așa că o să vă las ăsta. A, deci el a făcut parcurul gen... nu știe cum e posibil și cum nu e... Bă! Oh my god, deci nu e corect ce s-a întâmplat aici. Sinner penalizează-o, dă-i un pumn. Ia uite ce-i face. Penalizare, deci te rog frumos, nu se poate așa ceva. Yeeey, mama, a trecut Ana. Închisoare Sinner, ești nebun. Uite, da. Da, asta e joacă Sinner, așa te joci tu frumos. Uite-te și tu ce-mi face aici, închisoarea Sinner. Bă, ce-a făcut, mă, mi l-a spart. Mă, tu faci mișto de mine. Ajutor, nu, Ana. Nu, așa-i parcurul. Ala, ajută, uite-te la Ana, uite-te la Ana, doar uite-te la ea. Hai. Uite, vezi că ai ratat. A, da, am ratat, ce prost sunt. Ia, uite, bă, nu știu să fac un... Nu, că îl înjur pe cubul Sinner. Ce râde Sinner. Nu
Nu știu dacă râde Cubu, Sinner sau Sinner, ești nebun. Da, mă, sare aici. Hai, bă, mă, faci mișto de... Da, ce tare. Ce se distrează, Ana? Ia sparge ăla de sub picioare, că prea se bucură, Ana. De ce mă trolezi doar pe mine? Așa, hai, Ana, treci încoace. I-am dat idei lui Sinner. Gata, ia mă iau și pe Ana. Las, ia uite-l. Mamă, m-am dus direct. N-ai ce să-mi faci, am ajuns aici, gata. Hai, Ana, să te văd. Bă, Adricu, mă, ia. Eu am făcut și pe... Bă, eu am făcut și pe Campfire. Uite, gen face floss. Hai, Ana, trebuie să treci și pe Campfire, că eu am făcut pe Campfire. Ia uite-o pe Ana. Hai, ia. Bine, mă, hai, Ana. Hai, vino încoace. Ultima săritură și ia, 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 hai că mai vii aici, ești nebun. Pentru treaba asta. Lasă-mă, 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 nu. Nu m-a trecut. Mă, ce l-am trolat, și ce aici? Ce avem aici, ești nebun? Să nu te uiți, Tani. Sinere, am o întrebare, acolo trebuia să fie gol. Nu. Ce închisoare e asta, aici a scăpat cine poate, gata. Nu, 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 treci, treci înapoi, bun, gata, gata, închisoare, bun. Asta e închisoarea, scăpat cine poate, ești nebun. Ideea e că eu o să vă dau acest lever după ce completați această închisoare. Păi și ușa aia abia e montat-o acolo, nu era, putem să plec până acolo. Mă pleacă de aici, bun, aveți un minut să vă echipați cu ce este în chestul acela. Ok, deci eu mă echipez cu tot și nu-i las nimic, Luana, zici tu, a? Hai, Ana, ia și tu acolo chestiile. Da. Închisoarea Sinner, bă, și acum ne batem cu Sinner. Hai, Sinner, treci pe survival. Ok, nu te bați cu mine, vreau să mergi aici la intrare. Nu, Ana, trage mine, la intrare aici. Okay. Da, uite, fix aici, fix aici, să stați. Asta, restăm aici, să ne ciucim pe scară. Da, 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 da. Hai, Ana, vină încoace. Deci nu Ana, trebuie să vedem. Eu tot pe Ana, vină, bă, încoace, Ana. Mă, ce faci, măi, bodyguard acolo? E bodyguard, Ana, vină încoace, Ana. Hai, dar n-ai voie să dai mine, lasă-mă. Ia, ce pune, mă, ce se aude? Și eu aud. Bun, tu, puteți să urcați. Putem să urcăm? Hai, Ana, da, vină încoace. Da, da, da. A, da, a, da, ok, da, am pus el niște mobi. Ia uite, du, ce se întâmplă, mă, aici? Da, noi mob din Minecraft, bine ați venit la noi mobi. Da, Ana, nu știu ce se întâmplă în viața ta, dar eu aproape mor. Nu mai văd nimic, eu nu mai văd nimic, nu știu în cine trag sau ce. Ia uite, bă, ce acolo? Mamă, Ana, baftă cu YouTube, ești nebun. Baftă cu YouTube. Bate, mă, bate. Păi, ui, bate, ești nebun. Doamne ferește, uite și tu. Ia, a, da, mai pune, asta mai trebuia. Asta mai trebuia, să mai pui niște mobi. Ana, te descurci că văd că ai niște fani. Creeper. Da, 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 am înțeles. Mai sunt niște fani, vor să facă niște poze. Vezi că mai e unul. Bă, deci creeperul ăsta când explodează îmi dă blind, deci nebun, nu mai văd nimic. Ia. Bă, vezi uite că creeper-i. Mai sunt câțiva. Mamă, uite-te la Ana. Mamă. Oh, s-a dus Ana, ești nebun. A murit de tot. Gata, și cu Ana ești nebun. Nu mai tu evadezi, gata. Gata, păi eu am evadat, gata, dăm lever-ul, am terminat. I-am întâmplat toți, mulțumesc, gata, pa, Ana. Am evadat. Ia că vine, vine, vine. Unde vine, mă, hai că am deschis uite, și ușa. Oh my god, și asta e evadarea? Hai, vină cu acea, Ana, să vezi tu evadarea. Unde vine, mă, Ana, hai că mai vine. Uite, mă, că vine, ia uite ce parcurs. Face parcurs, da, e ușor, ia uite, bă, ce face, mă, merge doar? Păi da, uite-te că e cu bedrock, am pus eu bedrock. Ai pus, mă, și miram cum îl face așa repede. Gata. Hai, mă, Ana, că am scăpat. Bă, oh my god, uite-te și tu ce. Bă, vrei să ieși doar tu, Ana, acum? Da, am rămas la care e culoarea preferată a lui Sinner. Da, poftim. Deci am rămas... Doamne, eu am rămas la culoarea preferată a lui Sinner, ești nebun? Oh my god, nu pot să cred, e albastru, măț. Oh my god, face mișto, uite-te și tu. Am mai și murit, nu mai zic nimic. Deci, Ana, nu te uit pentru chestia asta, chiar nu o să te uit. Deci, după ce că te-am cărat toată pușcăria asta, te-am adus cu mine, te-am ajutat și cu parcursul și cu alea, m-am sacrificat și tu așa faci. Bă, bine, Ana, bine, alo, fără, am înțeles. Păi și-a făcut, mă, ați închis ușa, gata? Păi eu deschisesem. Păi m-am răzgândit, gen, și am văzut că v-aș certat și o să vă dau lever-ul numai când vă împăcat. Da, sau ne batem pe la moarte, gen, care rămâne la scapă, ce părere ai de asta? Ok, cine? Mi se pare corect. Hai să bine, hai, Ana, hai să dăm care rămâne. Hai, dacă ești mecheră și n-ai vrut să scăpăm amândoi, am o inimă. Bă, am câștigat corect, am bătut-o, am bătut-o. Hai, bagă cheia aici. Hai, mă, că aici și poți să pleci. Sunt un om bun, hai, dă-i TP încoace, că eu nu sunt așa cum e Ana, știi ce zic? Hai, vino încoace, Ana, să scăpăm. Și aici suntem liberi. Liberi. Stai să dau asta jos de pe mine. Oh my god, cu peștile. Ia uite unde notăm, Ana. Papagali. Deci Sinner m-a chemat. Ia uite ce mă asta, Sinner. Tu vezi cât am mai. Ia uite comment blocurile. Nu te mai uita, nu te mai uita. Oh my god, ce închisoare. Deci lăsați în comentarii dacă ar trebui să fac și o închisoare pentru Ana sau pentru Sinner sau pentru amândoi, să-i bag și eu într-o închisoare. Ești nebun? Deci uită-te și tu ce a fost aici. N-am ce zice. Bă, Sinner, nu o să mint, mi-a plăcut închisoarea ta. A fost destul de decentă, pot spune. Cred că v-a supărat puțin. Dar
Da, cred că ai băgat cert în familie. Mă duc să mă bat cu Ana să fac PvP toată ziua, cred că. Că m-a enervat, ești nebun, de câte ori m-a aruncat și m-a făcut. Deci nu mai vreau să mai scap cu Ana din nicio închisoare. Așa, da, hai să dăm foc la piscina asta, că nu pot să mă bucur și eu de o piscină după ce am fost închis acolo în închisoare. Și cam asta a fost clipul, fraților. Noi o să ne vedem și noi pe data viitoare. V-am pupat. Pa. Băi, fraților, tocmai ce am intrat și eu pe serverul Anei să văd ce mai face prietena mea Ana și aparent e doar Alexandra online și sincer acum dacă tot m-am văzut că am intrat, hai mă să văd ce face și Alexandra, că niciodată nu întreb și eu ce face, pă bune, de fiecare dată vine ea la mine și oh, Doamne ferește, bă Alexandra, bă, ce sunt chestiile astea, de ce mă sperii așa, de ce stai aici lângă ușa mea, abia am intrat pe server, bă Alexandra, am o surpriză pentru tine, da, nu știu ce să spun, eu doar voiam să te întreb ce faci. Hai la magazin să-ți iau un burger. Nu, sunt ok. Mi-e cam frică, gen, să stau pe lângă tine de când s-au întâmplat toate chestiile din ultimul timp. Gen, cred că ai uitat să-l plătești, gen. Poți să nu vii lângă mine. Ce surpriză voi? Ce voi să îmi zici de o surpriză? Ceva e gratis? Hai la mine acasă. Nu știu ce să spun de chestia asta, Alexandra. Hai să nu mai mergem la tine acasă, pentru că de fiecare dată când am fost cu tine undeva, nu prea s-au întâmplat chestii bune. Cea mai tare surpriză, da, eu o să mă duc la mine acasă și gen, o să intru mai încolo când e mai multă lume pe server și poate să vadă în caz că se întâmplă ceva, gen. Deschide ușa, Alexandra, cred că exagerez, cred că mai bine stai acolo, nu, stai departe, nu-mi place să stau singur pe lângă tine, mereu se întâmplă câte o prostie când stau pe lângă tine, Alexandra, mi-e frică de tine, n-o să mint. Deci ești nu sunt pregătit. De ce? Bă, nu faci iar vreo prostie, Alexandra. Bă, ce se întâmplă? Ce e locul ăsta? Nu se poate iar. Bă, stai, bă, așa. Mă, ce? Bă, oprește-te. Cine e acolo? Potoliți chestia asta. Te iubesc, Luca, Luc, Doamne. Doamne, Alexandra, surpriză. Uite-o cum a apărut. Bă, ce se întâmplă, Alexandra? Aici poți să ești pregătit? Nu sunt pregătit de uite, lucaluc.ro. Da, nu uitați, fraților. Lucaluc.ro, primul link în descriere. Dacă vreți să vă cumpărați cele mai șmechere tricouri, hanorace, ghiozdane și multe altele. Alexandra, ce se întâmplă aici? Să lupți pentru dragostea mea? Nu cred că trebuie să lupt. Nu vreau să lupt pentru dragostea ta. Gen, ba da, hai. Oh my god, ce... Nu, bă, pot să ies de aici, gen, pot să... Mai suntem pe serverul nostru? Unde suntem? Hai, o să fie frumos. Ok. What? Ce? Te iubesc, Luca, Luc, Doamne, inimioare peste tot. Alexandra, ce e chestia asta? Unde m-ai adus aici? Poți să-mi explici și mie ce se întâmplă aici dacă nu te superi pe mine? De ce ești pe creative și eu, gen, sunt pe survival și gen... Ok, am mai văzut chestia asta. Ce încerci să faci aici? Păi am văzut că Ana ți-a făcut o închisoare. Da, mi-a făcut acum ceva timp și am zis să-ți fac și eu o închisoare la fel. Doamne, de ce te gândiști și tu să-mi faci o închisoare? Că doar că mi-a făcut Ana, n-are niciun sens ce se întâmplă. Ok, știi ceva? Sunt maestru la închisoare și o să fac și închisoarea asta doar ca să dovedesc, pentru că eu te iubesc mai mult decât Ana. Nu e vorba de cine mă iubește mai mult, Ana nu mă iubește. Ok, știi ceva, n-are niciun rost, ok? Hai să dovedim și închisoarea asta, presupun. Ana, ce am zis? Că Ana nu mă iubește, nu înțeleg care e problema ta, Alexandra. Și m-am săturat efectiv să fie așa nebună, dar ok, știi ceva? E bine? Da, e bine, sigur, da. Deci credeam că iar trebuie să-i pun niște TNT-uri sub casă. Cred că nu trebuie să-i pun niște... Uite-te, știu cât de pe... Bă, sunt profesionism ăla. Da, mulțumesc. Da, chiar trebuia să faci asta. Bă, Alexandra, stai un pic, stai. Hai iar. Bă, tu vrei să mă enervezi sau ce vrei să faci aici? De-aia m-ai adus aici, vrei să te răzbun pe mine că nu suntem încă împreună. Bă, ți-am mai explicat, Alexandra, nu funcționează așa. Deja vorbești prea mult de Ana. Oh my god, nu. Da, și acum am căzut singur. Bă, Alexandra, Doamne ferește, vorbesc prea mult de Ana. Auzi ce-mi spune. Bă, oh my god, nu, știi ceva? O să fac repede această închisoare pentru că sunt profesionist. S-a mai spus că am făcut destule închisori la viața mea. Mamă, ce a pus ea. Ia uite cutii cu inimi pe ele. Cu mamă și din asta cu inimă. Ok. O să-ți dovedesc, Alexandra, că sunt cel mai bun din România la chestiile astea. Uite cât de ușor l-am făcut. Gata, pot să plec acum, te rog. Spune că mai e o chestie foarte ușoară și gata. Bravo, da. Ce e chestia asta, Alexandra? Poți să-mi spui ce... Doamne ferește. Bă, unde sunt, mamă? Ajut la nebuni. Hai, răspunde la întrebări. De cât timp ne cunoaștem?
Ok, de 2 săptămâni, cred că cam fix 2 săptămâni, sincer. Nu contează, pentru că simt că te cunosc de o viață. Da, nu știu ce să spun. Cred că o să merg totuși pe 2 săptămâni. Cred că 2 săptămâni e răspunsul corect, ok. Deci se pare că nu... Da, stai un pic, de ce? Stai, stop un pic. Cum să nu știi? Alexandra, cumva tu ai pus o săgeată unde trebuia să mă duc? Adică acum am observat că asta nu are să... Mă, ce? Nu contează, pentru că simt că te cunosc... Da, exact, Alexandra, simt că te cunosc de o viață. Mă placi, da, nu. Și iar ai pus săgeată aici. Deci pot să jur că dacă... Bă, nu pot să cred așa ceva. Bă, dar cum adică, efectiv, mi-ai pus săgeți unde trebuie să merg, bă? Asta e ce-am... Doamne ferește, n-am mai văzut așa ceva în viața mea. Hai mai repede. Deci chiar mă placi? Deci asta mă întreabă. Deci chiar mă placi? Și avem nu sau da, serios. Wow, și o săgeată aici. Ia spune, Alexandra, este un răspuns corect cumva la această întrebare? Trebuie să răspund corect. Oare care este? Da, e. Și oare care este răspunsul? Să fie cumva fix ăsta unde este săgeata? Doamne ferește, mă, ce pușcărie e asta? Deci tu chiar mă placi? Ce drăguț. Te căsătorești cu mine? Da, cu caps lock, ok. Sau nu știu sigur încă? Cum adică nu știu sigur încă? Și dacă știu sigur încă și nu este da, unde pot să mă duc? Dacă știu sigur că e nu, gen, unde pot să mă duc, Alexandra? Doamne ferește. Ok, nu știu sigur încă, ok, da, sigur, da, normal că n-am mers. Ok, trebuie să fac tot asta de la capăt. Bun, ok, da, te plac, nu știu ce. Da, deci cred că trebuie să mă duc aici, presupun. Doamne ferește. Bă, nu e ok ce se întâmplă aici, nu e ok. Ok, oh my god, îți place de mine măcar 1%, aici nici măcar n-am mai pus da sau nu, aici nici măcar nu te-ai mai chinuit, gen ce e chestia asta, o să presupun că mă duc aici și gen este nu-mi place deloc de tine, ok, deja știi, da, exact, ok, ce e chestia, bă, câte chestii trebuie să mai fac aici, ce se întâmplă aici, ce, Doamne ferește, deci aici, ok, ce trebuie să mai fac aici, bă, ce închisoare asta, că nici măcar nu, adică e doar stupidă, efectiv. Da, de data trecută când mi-ai făcut portretul ăla urât. Am înțeles, da, ok, portretul urât. Ne întoarcem la desenat. Mai ai încă o șansă să te revanșezi. Nu vreau să mă revanșez, Alexandra. Nu. Portretul ăla e foarte frumos și e foarte bun cum e el acolo, da? Hai la alea din spate. Mă, ce sunt? Doamne ferește, nu pot să cred. Bă, tu mă pui să... Nu pot să cred. Tu vrei să te desenezi iară? Doamne, bă, dar eu nu știu să desenez, ok? Chiar nu știu să desenez. Cum ar trebui să pun să... Ok, te văd acolo într-o parte. Bun, nu știu să fac, ok? Nu te lua de mine și lasă-mă odată în pace, ok? Eu încerc să te fac, dar nu ai voie să te iei de mine cum te fac, ok? Eu încerc să fac ceva aici. Sper că mi iese. Eu zic că, mamă, da, fix așa. Cam ceva de genul arăs tu, da? Pot spune că e ceva de genul ăsta și vine așa, ok? Ok, să fie cel mai frumos portret cu mine, sigur. O să fie un portret, pot să amestec culori, gen să fac așa mai... da, îmi place asta, I like it, Picasso, stai așa un pic că te fac, îți fac acum un portret, Alexandra, de... Bă, n-ai văzut mă așa ceva în viața ta, da, deja te prinde, deja zici că ești tu, ce frumoasă ești, Alexandra, da, hai că... Uite, Doamne ferești... Bă, ce am ajuns, mă, să desenez aici? Noi, ok, ce se întâmplă aici, efectiv. Deci, deja zic că te-am desenat foarte frumos, nu frumos. Deci, ți-am făcut aici și fundal. Stai că nu e gata. Stai acolo la locul tău, că trebuie să mai fac aici câteva chestii. Dar, în mare, da, e destul de gata, gen, pot spune. Și aici fac și eu așa, gen... Doamne ferește. Hai bă, Alexandra, că chiar te-am făcut de data asta mai frumos decât data trecută. Da, e mult mai frumos decât data trecută. Dar acum sper să nu mă judeci bine, că eu nu sunt profesionist aici. Nu sunt profesionist desenator, dar eu zic că e frumos, ești nebun. Eu zic, uite, și ești așa pe o câmpie. Și gata, Alexandra, acesta este desenul meu pentru tine. Vino să-l vezi și spune-mi ce părere ai despre acest desen. Deci fii atentă, ți-am luat și culorile de pe tricou, da? Foarte frumos, ăsta e mai oribil. Nu, stai așa că știu cum îl repar. Ai păr, Alexandra, am uitat că tu ai păr, ok? Uite, ai păr așa și îți vine. Da. Deci n-ai ce spune. E puțin mai da. Deci chiar ești o fată specială în acest desen. Îi dau nota 4. Hai, bă, că e bun. E de măcar dăm un 4.50 să fie de trecere, măcar atâta. Se poate. Uită-te la el, deci e genial. Efectiv e prea bun. Poți să trec mai departe? Gata, am trecut.
merg mai departe. Let's go! Ce se întâmplă aici? Ce trebuie să fac aici? Sunt foarte multe flori și gen... Pot să merg mai departe? Sunt foarte, foarte confuz. Ai la dispoziție un minut să-mi faci un buchet de flori? Mamă, și deja a început timpul. Stai, mă, așa că n-am... Doamne ferește. Ok. Da, asta n-ar trebui să fie prea complicat. Într-un minut cred că ți le iau și pe toate de aici. Gen, fără... Hai să fie cel mai frumos buchet din lume. Da, o să-ți fac un buchet de 1000 de flori pentru tine, Alexandra, dacă mă lași să scap din închisoarea asta. Doamne, uite-te și tu unde. Uite-te și tu, bă, e prea ușor, bă, Alexandra, că deja mai am 30 de secunde și eu deja l-am făcut pe tot. Uite-te și tu. Și nici măcar n-am fost atent ce trebuia să fac de la început. Uite, am luat toate florile pentru dumneavoastră. Ți-am dat și niște semințe, dacă îți place așa să mai mănânci o sămânță, mai ceva. Și flori și tot ce vrea sufletul tău. Și am rămas și cu o groază de timp, vreau să spun. Deci, eu zic că m-am descurcat. Bă, nu bine, m-am descurcat gen prea bine aici. Uite-te și tu, nu mai e nimic. Dacă vrei, stungi și iarba pe aici. Deci gata, pot să plec, spune-te rog că asta e ultima. Bine, așteaptă până trece timpul. Păi a trecut timpul, gata, a trecut. Am curățat tot, ți-am adus și semințe. Gata, bine, hai. Ce-mi faci aici? Mă ții aici? Alo, ce e chestia asta? Poți și eu să... Ah, ok. Ok, bă, ce mă? Da, asta ar trebui să fie un dropper gen? Sau ce ar trebui să însemne toată chestia asta, Alexandra? Te întreb și eu de curiozitate. Hai, ăsta e ultimul nivel. Da, nu pare atât de complicat și după aia e mare surpriză la final. Da, nu știu ce să spun despre marea surpriză, că și toată închisoarea asta a fost o surpriză. Ce alte surprize mai e pentru mine? Da, nu pare atât de complicat dacă stau să mă uit. Cred că o să mă duc pur și simplu pe aici dacă nu te superi. Ai grijă. Bă, tu știi cum funcționează, Alexandra, un dropper gen? Doamne ferește, de ce l-ai făcut așa? Adică ce sens are să-l mai faci așa dacă eu pot pur și simplu să... aici trebuie să ghicesc gen pe unde e ăla? Gen... Ok, n-am murit. Nu voiam să te rănești. Era aici, da, am înțeles, ok. Da, nu voiai să mă rănești și gen l-ai făcut așa ca să pot să nu trească să fac nimic, nu? Da, foarte frumos. Ce scrie aici? Felicitări, câștigat, gata, bă, am câștigat. Poți să ieși, gata, mă lași în pace? Sau ce... De ce mai e ceva aici dacă am câștigat? Stai un pic, nu se deschide asta. Mai ai labirintul de făcut și după? Doamne ferește, labirint. Să-mi găsești inima. Bă, faci mișto de... Bă, nu. Deci m-am jucat harta asta. Gata, deci acum, pe bune, lasă-mă să ies de aici. Nu fac mișto de tine, hai. Bă, nu mai, gata. Ce-s cu atâtea probe? Că nimeni nu mi-a dat 100.000 de probe ca tine, Alexandra. Ce e ăsta? Ce e aici? Doamne ferește. Ia uite, mamă, lilieci, tu, du-te, bă, de... Ia uite, doamne ferește, m-aș speriat. Bă, ce-s bă toți lilieci ăștia aici? Doamne ferește. Bă, Alexandra, mă sperii labirintul ăsta al tău. Bă, când poți să ies și eu Ia uite, mă, că nu era nimic aici. Doamne, bă, n-am văzut mă așa ceva ca tine, Alexandra. Deci ca tine, chiar n-am mai văzut țeapă. Am înțeles, mulțumesc de țeapă. Apreciez foarte mult acea țeapă. Și aici mă învârt în cerc, sau? O iau bine? Oare? Mamă, că nu mai văd nimic. Bă, lasă-mă. Ce părere ai de asta? Ce face chestia asta? Inima lui Ale. Na că ți-am găsit și inima. Mai zi ceva. Am găsit și... Stai, de ce am inima? Nu vreau inima ta. Pleacă de aici. De ce eram așa fericit că am găsit inima? Pleacă cu inima ta de aici. Lasă-mă nebuno. Scoate-mă odată de aici că ți-am făcut și labirintul. Nu vreau să vin înapoi. Vreau să-mi deschizi acolo. Că ai nevoie de ceva de... Cum adică am nevoie... Mă, ce? Ce mai am nevoie? De unde mai am nevoie? M-am pierdut din nou în labirint, nu mai știu unde eram. Unde trebuie să mă întorc? Acolo unde erai? Ce mai trebuie să mai fac? Am văzut asta. Ce-i cu asta? Trebuie să iau maneta. Ok, acum are sens. Ok, mulțumesc. Bun, poți să-ți păstrezi tu inima. Deșteptul meu, bravo. Da, nu, mersi. Poți să-ți păstrezi tu inima dacă e Alexandra, că nu cred că am nevoie de ea. Dar îți mulțumesc foarte mult cum mai ies de aici. De ce ai făcut tot locul ăsta ca peștera lui Batman? Nu mai da în mine. Mă, ce se... Doamne, uite, în sfârșit. Mulțumesc, gata, oficial am terminat, ia. Felicitări, ai câștigat. Mulțumesc, Alex, lasă-mă să mă bucur. Dă-te la o parte. Poți să ieși și eu afară, gata, s-a terminat tot. Mă, ce e chestia? What?
Acum putem locui împreună pe serverul acesta pentru totdeauna. Cred că glumești, gen. Și oh my, nu pleacă de aici. Lasă-mă pace, bă, ajutor, scuteți-mă de aici. Stai acolo. Nu te apropie. Stai acolo. Nu te apropie. Lasă, pleacă-mă de aici. Lasă-mă. Mi-a trebuit mie survival, ești nebun. Am zis că hai că ne jucăm și noi niște survival. Mai am 3 inimi, nu mai am mâncare, sunt vai de capul meu. Asta mi-a trebuit mie. Hai să mă joc și eu survival pe serverul ăsta. Ce se poate întâmpla dacă bag un survival? Că mor de foame. Nu mai găsesc acum nimic de mâncare. Ia uite, bă, o găină. O găină, da, vină încoa. Treci încoa. Ok, stai un pic. Cred că am găsit ceva mai bun decât o găină pe care să o mănânc. Ok, poți să trăiești de data asta. Ce se întâmplă aici? Restaurant Banana. Bă, nu mai scap de Ana nicăieri unde merg. Doamne, ce se întâmplă, mă, aici? Da, nu mai zic nimic. Deci, efectiv, o las pe Ana, nu vorbesc cu ea două zile. Intru pe un server random, găsesc restaurant Ana Banana, ești nebun. Mă, ce se întâmplă, mă? Ia uite-o. Doamne, ferește. Da, salut. Ce face Ana aici? Ce se întâmplă aici? Ți-ai făcut restaurant. Bună ziua. Ce bună ziua, bă? Cu ce vă pot ajuta? Bă, Ana, lasă vrăjeala, tu ți-ai făcut restaurant aici, nici nu mi-ai zis. Ce cauți pe serverul ăsta aici? Ce ți-ai făcut aici restaurant? Nu înțeleg. Aveți meniul afișat sus? Am înțeles. Auzi, și niște zombi pe aici, cred că o să ne distrăm bine restaurantul ăsta. Mă, nu o să mint, n-arată atât de rău meniul acesta. Dar ce-mi recomandați dumneavoastră, domnișoară Ana Banana, văd că vă numiți. Uite, eu sunt Luca, încântat de cunoștință. Salata nu ne place, bun. Vreau și eu, uite, burgerul ăsta mare, ăla triplu, quadruplu ăsta, cel mai mare burger, dacă se poate, și niște cartofi și ceva de băut. Da, asta îmi doresc, dacă se poate. Cel mai bun burger al vostru, doriți cu meniu? Da, dați-mi tot. Cel mai mare meniu din lume, dați-mi. Ce aveți acolo? Cel mai bun meniu. Ce suc doresc? Niște Fanta din ăsta, interesant, așa. Un Fanta din ăla vreau, da. Cartofi, cei mai mari cartofi, hai, vreau meniu mare, hai mai repede. Mici, medii, mari, cei mai mari, haideți că mi-e foame, vă rog frumos. Plata, după mâncare se face plata. Cash card, ce vreți dumneavoastră? Și card și cash. Dați-mi mâncarea că mor copiii de foame. Nu lăsăm bacșiș, că n-avem bacșiș. Mor copiii ăștia de foame, dați-mi și mie mâncarea că nu mai pot. Da, caldă, cea mai caldă mâncare. Hai, vă rog eu frumos că nu mai pot. Nu vreau înghețată, dați-mi mâncarea odată că nu se mai poate. Să știți, nu vreau să știu nimic, vreau să-mi dați mâncare. Lasă vrăjeala, că avem. Nu mă interesează o campanie, nu-mi pasă. Dați-mi, bă, mâncarea odată. Domnișoară, cred că mai avem un client aici la drive-thru, la fereastră. A venit să mănânce și el ceva sau nu știu ce se întâmplă aici. Adică se servis și la fereastră? Pot să mă duc și eu pe afară să vin cu mașina cu astea? Am înțeles. Și mâncarea mea unde este? Că mor copiii de foame, nu mai pot de foame. Ai nevoie de trotinetă? Mulțumesc. Da. Mamă, ce sete mi. Asta e cu grapefruit. Nu-mi place asta. Ok. Cartofi așa. Da. Și burgerul ăsta. Oh my god, ce bun a fost. Ok, de plătit, plătesc la final. Mai dați-mi un 2 burgeri de ăștia mari, vă rog. Da. Și o cola, da, mamă, ce bun e. Da, așa, da. Bă, stați așa că vin eu să-l iau, nicio problemă. Mamă, dar aveți aici destul de frumoasă bucătăria, nu o să mint. Deci aveți aici frumos, mamă, câte de astea aveți. N-avem voie. Hai, Ana, lasă vrăjeala că sunt prietenul tău să intrați aici. Sunt prietenul tău, am voie să intru. Vă rog să ieșiți. Dar și care e problema dacă vreau să stau aici? Nu mai, vă rog să nu mă mai atingeți că sunt un client valoros aici. Au, nu mai dați-mi mine, vă rog. Ce aveți aici? Uite. Sertar, ce avem aici? Mamă, de astea să facem mâncarea. Nu mai loviți, vă rog frumos, domnișoară. Nu atinge semnul ăsta. Hopa. Dar ce e acest semn? Pot să-l ating? Vă supărați dacă ating acest semn? Acum vreau să-l ating dacă scrie să nu-l ating. Ce se întâmplă dacă? L-am luat pe sus. Ce se întâmplă, mă? Cred că am înțeles de ce. Ana, ce se întâmplă aici? Oh my god, nu pot să cred. Cred că mi arată destul de cunoscută chestia asta. Sincer, e destul de familiar ce văd aici. Ana, faci mișto de mine? Mă iei la mișto? Chiar mă iei la mișto? Nu pot să cred că a mers. Doamne, Luca, doamne. Deci faci mișto de mine și mai și tragi cu ăsta. Bă, gata, deci te rog frumos, Ana, scoate-mă de aici că chiar n-am chef. Deci eu chiar am vrut să mănânc și eu ceva. Mulțumesc de burgeri, apreciez, dar trebuie să ieși singur. Păi o să ieși singur, o să spar cu. Bă, ce se întâmplă, bă? Ana, ce se întâmplă aici? De ce sunt ăștia aici șobolani? Oh my god, ok. Ok, am înțeles ideea. Ok. Dar ce se întâmplă aici? Sunt blocuri invizibile. Oh my god, ce șobolani. Sari? Ok. Mamă, dar sunt astea invizibile. Faci mișto de mine că le văd. Le văd că sunt invizibile. Bă,
lasă-mă, lasă-mă, nu, 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 fără de astea, fără de astea. Bă, nu fă, nu fă mă de astea. Păi și la finalul parcursului o să pot să plec măcar, Ana? Mă lași să plec acasă dacă fac parcursul ăsta? Că efectiv ce se întâmplă, mă, frate? Efectiv am venit și eu la un restaurant și mă pui la parcurs, faci mișto, dar n-am unde să sar, că-s de-astea invizibile, bro. Mamă, ce schemă fa... Oh my god, faci mișto de... Nu știu ceva, eu ies de pe serverul ăsta, nu se mai poate. Ok, Ana, deci o să-ți fac parcursul doar ca să-ți arăt că sunt foarte, foarte bun la Minecraft, dar nu mă mai trola. Gata, mă lași să fac asta. Deci nu pot să cred că am venit și eu frumos la... Uite, ești un pui blocuri invizibile, bro, ce se... Oh my god, nu pot să cred. Deci nu pot să cred că am venit și eu liniștit la restaurantul tău și am avut numai intenții bune să-ți cumpăr și eu burgeri și acum efectiv m-ai prins aici. Bă, stai, stop. Deci mă lași să-ți arăt că știu să fac parcursul, da? Au, nu mai... Nu, deci cu Ana n-ai cum, deci chiar nu ai cum. Bă, Ana, te rog eu mult, ia, poți să fac asta de... Ia uite, mă, că pot să fac și din prima. Bă, sunt prea bun, Ana, eu când zic că sunt prea bun. Da, mă rog, haide că este ușor, wow, te-ai prins. Ok. Bun, deci tu te-ai învățat minte cu închisorile astea, deci am înțeles. Ție îți place să faci închisoare, da? Acum ai știut că n-o să mai intru pe de la de închisoare și ai făcut-o așa frumos un de-asta, așa, bait, ca să mă păcălești pe mine, nu să vin, cum ar veni. Am înțeles ce zici și nu mai pot să mai sar aici, că nu mai suport. Ok, Ana, te rog frumos. Bă, ce faci? Bă, cum dai mă în mine de acolo? What? Cu ce-i dat mine de acolo? Că nu înțeleg. Bă, ce se întâmplă? Stai, cum ai dat de acolo în mine? Că eu chiar nu înțeleg, efectiv. Băi, deci te rog frumos. Stai cu minte. Lasă-mă să fac asta, că altfel dau disconnect de pe server. Deci fără mișto. Chiar dau disconnect de pe server dacă nu mă lași să fac asta. Ia. Și... Da. Nu cred. Cum am căzut, mă? Doamne. Ok, nu, știi ceva, eu nu mă mai joc, plec de aici. Cum ies de aici? Vreau să ies de aici. Doamne ferește. Ok, deci săritura asta mi-a adus numai belele în viață. Dacă ajung la scară, îți dau spawn point. Bine, Ana, bine, mulțumesc foarte, foarte mult că ai face asta. Dacă poți să te dai la o parte, te rog, aș vrea să sar și eu pe blocul ăsta. Dacă se poate, gata, am ajuns la scară, te rog frumos, dăm un spawn point aici, da? Vreau chiar acum, în secunda asta, un spawn point aici. Ana, te rog frumos, lasă, Ana, lasă, bă, oh my god, face mișto. Ok, Ana, pot să continui și eu acest parcurs liniștit în pace acum, că m-ai omorât de 1000 de ori. Ok, mulțumesc că mi-ai dat spawn point totuși. O să fie complicat. Bă, cine te-a pus, mă, să faci cu scară de astea? Cine știe să facă de astea cu scară? Că nu știu să fac de astea. Bă, măcar ai cum să faci săritura asta? Nici măcar nu cred că ai cum, Ana. Deci chiar nu cred că am cum să fac aici. De cred că fac ceva. Bă, m-ai împins, mă. Bă, m-ai împins. Bă, nu-i corect, mă. Bă, deci asta cu scările chiar nu se poate cu asta cu scările, Ana. Ia, ce-mi pui? Ah, mersi, mi-ai pus astea pe jos. Și ce trebuie să fac? O iau așa pe scări? Ia, stai că... Bă! Oh my god. Stai. Nu. Bă, tu faci mișto de mine. Bă, dar e greu rău de tot cu scările astea. Deci eu chiar nu înțeleg. Ia, trebuie să mă dau așa pe ele, gen. Stai că mi-a ieșit ceva. Ok. Oh my god, nu! Vreau să urc aici, gata, am urcat, se pune, îmi pare rău, am ajuns aici, gata. Oh my god. Bă, ce se întâmplă, măi? Ana, dacă nu fac asta, am dat lift de pe server. Da. Și acum așa, ok. Și acum, bă! Oh my god, nu pot să cred așa ceva. Deci așa ceva eu nu halesc. Bă, nu se pune, deci nu, că m-am chinuit la asta cu scările prea mult. Deci nu, eu vreau un... Ia uite, mă, că am învățat să le fac. Du-te, bă, de aici. Nu se mai poate așa ceva, Ana. Da, asta este, e foarte frumos ce ne jucăm noi aici. Îmi place foarte, foarte mult. Da, foarte tare. Ok, Ana, deci observ că ai făcut tu ceva aici cu un bloc invizibil. De aceea pe mine m-ar interesa să mă duc pe aici așa și după aia așa și după aia așa. Aha, na, mai fă ceva. Na, ți-am făcut parcursul. Ha! Acum lasă-mă să ies afară și lasă-mă în pa... Bă, ce se întâmplă aici? Ai avut noroc de data asta? Bă, Ana, mi-ai zis că dacă fac parcursul ies afară. Deci te rog frumos, lasă vrăjeala și hai, scoate-mă afară că eu nu stau să mă joc pe aici. Ce facem aici? Labirintul, nu mai vreau. Gata, ce sunt eu în clipul ăla cu Sinner? Ai văzut? Știu că i-am făcut închisoare și acum îmi faci... Mă, a dispărut Ana? Doamne, a dispărut Ana. Na, belea, acum mă joc singur. Am înțeles. Oh my god, nu, că trebuie să aibă un final toată nebunia asta. Haide. Am înțeles, ea îmi spune haide, am înțeles. Bun, deci, bă, toată chestia asta... Ia, stai că-i văd numele acolo. Opa. Ia, ți-am văzut numele, Ana, ce se întâmplă? Oh my god, nu pe aici. Ok, bun, deci am înțeles ideea, Ana. Deci tu chiar vrei să-mi faci și tu un ăsta. Am înțeles. Oh my god, nimic aici. Ia, opa, ce faci, mă, Ana? Ce... Bă, păi n-ai voie, mă, să faci așa ceva. Păi aici era finalul și tu mi-ai... Da, faci mișto de mine, am înțeles. E altă cale? Ia, bă, asta e singura cale, nu? Asta, am înțeles. Ok. Ana, de ce sunt aici în continuare? Ce se întâmplă? De ce? Iar m-ai prins, mă, aici?
așa. Bă, lasă-mă, mă, să plec. Aici trebuie să fii. Bă, lasă-mă să ies afară, ok? Gata, Ana. M-am jucat destul jocurile tale. Oh my god, se sparge recuzita pe aici, Ana. Uită-te și tu, nici măcar. Ok, eu nu mă mai joc. Nu mă mai joc cu tine. Dacă nu vrei să mă lași să continui, eu gata, nu mă mai joc. Ies de pe server. Mă lași să mă joc sau nu? Gata. Ok, ce se întâmplă aici? Adevăr provocare. What? Ce se întâmplă? Stai așa să... A, da, mulțumesc că mi-ai dat asta. M-a ajutat foarte mult. Adevăr sau provocare? Și trebuie să aleg adevăr sau provocare aici. Faci mișto de mine. Ok, știi ceva? Provocare, știi ceva? Gata, sunt... A, trec mai departe. Păi eu cred că mă duc mai departe, Ana, dacă... Hai, uita să pui aici. Ok, ok. Am înțeles. Păi și acum trebuie să-mi dai o provocare sau eu ție? Era gândit? Păi trebuie să-mi dai tu o provocare sau... Ce trebuie să fac? Oh my god, da. Ok, am înțeles bine. Hai, să auzim și provocarea, Ana. Ana, ce faci cu semnul ăsta? Bă, ce se întâmplă? Care-i provocarea? Te-am întrebat să-mi spui și mie. Stai aici. Păi stau aici, gen. Adică, ce mai vrei de la mine? Asta e provocarea? Gata, am făcut-o. Stai pe semn. Ok, am făcut provocare. Ce se întâmplă? Ok, unde suntem? Ce se întâmplă aici? Care este provocarea? Poți să-mi spui și ce? Când ai avut timp să pregătești toate chestiile astea? Adică tu o aveai gândită că o să aleg provocare? Trebuie să stai pe scaun. Da, nu prea arată bine scaunul ăsta. Nu știu dacă vreau să stau pe el, gen. Trebuie să stai așa, haide. Oh my god, ok. Bine, gata, stau pe scaun. Care e provocarea și ce se întâmplă? Ești gata? Păi nu, chestiile astea, pot să-mi iau și eu chestiile astea de aici? Deci o să-ți dai seama. Ce o să-mi dau seama? Trebuie să fii rapid. 3, 2, 1. Am înțeles, ok, da. Ok, mă așteptam la ceva de genul când am văzut ce e aici, Ana. Sincer, mă așteptam. Stai așa că te învăț eu cum se joacă aici mai... Ai că... Bă, ce se întâmplă, băi? Ai un minut să reziști? Cred că am rezistat un minut. Eu zic că am făcut provocarea, nu? E bine provocare, e bine. Îți mai dau o șansă. Da, nu prea mi-a plăcut provocarea asta. Nu putem să o schimbăm sau ceva? Haide, ok, stai așa, măcar să-mi pun scutul, că nici n-aveam scutul pus, ok. Și trebuie să stau pe scaun neapărat, gen? Trebuie să stau neapărat pe scaun? Nu, n-am cum să stau doar pe scaun, nu? Ok, ok, păi așa țibat, mă, ce ai, Ana? Hai că țibat dacă e. Stai așa un pic, că am eu... Bă, se spawnează și de ăștia ureți. Stai așa că nu-mi place. Bă! Ana, e imposibilă chestia asta, nu știu ce să zic, nu știu ce să-ți fac. Bă, ce se întâmplă aici? Am făcut achievement, ce se întâmplă? Oh my god. Continuă challenge-ul, Ana, sau îl resetăm odată, că mă omoară ăștia mici, gen. Haide. Oh my god. Dar dă-te, bă, din fața mea, că tu mă încurci. Cum ar trebui, bă, să rezist la toate chestiile astea? Ești nebună? Stau cu asta așa, gata. Un minut așa stau, că nu mi se rupe asta. Fii atentă. Gata, bă, n-ai voie, bă, dar nu zice nimeni că n-am voie. Nu zice nimeni. Ia uite că nu mi se rupe, că ăștia nu-mi dau damage mare. Aoleu. Stai așa. Oh my god. Ok. Gata, cât timp mai am? De ce e lavă pe jos? De ce e lavă pe... Ok, stai așa. Poate mă folosesc de lavă cumva? Poate reușesc să... Bă, nu se poate, mă. Oh my god. Ok, cred că sunt mort. 39 de secunde. Bă, e imposibil, Ana, e imposibil. Nu știu care e provocarea asta sau ce vrei să fac eu aici. Haide că ai trecut. Mulțumesc foarte mult. A fost o provocare foarte ingenioasă să mă pui aici. Deci să lase lumea comentarii dacă am mai văzut așa provocare, cum dai tu provocări. Ana mă pune într-o din asta cu niște mob random și ce, hai, rezistă. Bună provocare, foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult. Ne mai jucăm, mai venim pe aici. Da, dați un like, am înțeles. Bravo, Luca, ai trecut testul. Mulțumesc, Ana, chiar, da, poți să-mi iei chestiile din mână, apreciez, aveam și o chestie. Bun, și ce trebuie mai departe? Poftim torță? Da, mă ajută foarte mult torța asta, în caz că ai nevoie. Da, mă ajută, uite, o să o pun aici și o să uit de ea vreodată. Bun, păi și cum, ce trebuie să fac ca să trec și eu mai departe? Deci ești pregătit? Da, sunt foarte pregătit, vreau să scap odată din restaurantul ăsta, mai prins în restaurant. Haide, sigur, sunt foarte sigur. Ce se întâmplă aici mai departe? Bă, faci mișto de mine, ce scrie acolo? Bă, ce? Oh my god, iar de asta cu întrebări. Bă, mai știi și altceva, Ana? Decât întrebări în fiecare închisoare, atâta știi. Bine, și eu pun întrebări, dar mulțumesc de cartof. Măcar nu o să mă plâng, măcar îmi dai niște cartofi, ok. Câte picioare are un miriapod? Poftim. Asta e întrebarea ta pentru mine, Ana. Tu faci mișto de mine. Eu nu mai vreau să mai joc. Haideți să te văd și uite răspunsuri, auzi. Peste 100 sau peste 10? Care credeți, băieți, că este răspunsul? Ia spuneți. Lumea comentarii să zică peste 100 sau peste 10. Ia zi. Da, mulțumesc. Poți să mă blochezi peste tot. Bă, încitează, bă. Ia uite, bă, s-a spart recuzita, Ana, și m-a omorât. M-a omorât recuzita, Luana. I s-a spart recuzita, dacă... Na, poftim, mi-a pus din astea cu Silverfish pe aici. Na, ce se întâmplă, Ana? Ce se întâmplă cu... Bă, ce se sparge tot asta? Ana, cum ai construit harta asta? Te întreb și eu, că a trebuit să o reconstruiești cu mine aici. Nu știu cum să spun, dar harta ta nu prea e bună, este gândită. E foarte gândită, cred că ea a fost cea mai gândită hartă. Bun, mă lași să văd și o întrebare, deci care era întrebarea, să fie amuzant. Ok, câte picioare are un miriapod? Bă, dacă pun peste 10, include și peste 100.
100, deci nu știu cum te gândi la întrebarea asta, dar dacă nu e peste 10, ok, ok, deci peste 10 include și peste 100. Bine, dacă avea mai puțin de 100 era greșit. Dacă era mai puțin de 100, dar cred că are gen și mai mult de 100, pardon. Bă, ce faci, îmi sparge aici? Ok, când este ziua lui Moș Crăciun? Faci mișto de mine? Mă, ce întrebări sunt astea, mă, frate? Ziua lui Moș Crăciun, 5 august sau 25 decembrie? Păi nu știu, Ana, gen, știu că Crăciunul e în decembrie, dar gen, cum ar fi gen ziua lui Moș Crăciun chiar să fie pe 5 august? Mă, știi ceva? Cum era, mă, frate, să fie pe 5 august? Gen, să fie, bă, da, e Crăciunul atunci, dar gen, de ce să nu fie și ziua lui Moș pe 5 august? Poate ziua lui e mai devreme de Crăciun. Nu, deja apare în ziua lui Moș. Bă, ce faci, mă, îmi pui de-astea? Bă, tu te plictisești aici, îmi pui chestii random. Ok, de ziua lui Moș și pe 25 decembrie, am înțeles ideea. Da, e o întrebare, Ana, Banana sau altcineva? Da, ai pus bine întrebarea asta. Poate nu o văd eu, să mă uit mai bine aici, să văd. A, uite, mă, că nu vedeam eu bine. Era aici, Ana, ai dreptate, nu știu cum nu l-am văzut eu. Da, cine este prietena ta cea mai bună? Ana, Banana sau altcineva? Ana, tu nu ești prietena mea cea mai bună, nu știu cum să... Ha, nu știu cum să zic, gen. Ok, nu e pe 5 august ziua lui Moșu. Nu mai joc cu tine. Bă, pleacă-mă de aici. Eu te-am dat pe dificultate pe peaceful și vrea să-mi pună de ăștia. Pleacă-mă. Iar să spart asta. Bă, Ana, deci te rog frumos. Te rog frumos, ce se întâmplă? Ce e harta asta de hârtie? Se sparge harta cu noi. Ce e asta? Ce e aici, Ana? Îmi spui și mie ce e aici? Tu, iar să spart ăla. Am înțeles. Deci Ana Banana ar trebui să fie prietena mea cea mai bună. Am înțeles. Cred că nu prea este, sincer, de ce să te mint. Dacă o greșești pe asta, ai pierdut și ai aici rămâi. Bă, faci mișto de mine. Ai două greșeli. Ok. Ți-ai comandat mărci Luca Luke? A ieșit mărci Luca Luke? Gen, chiar este? Bă, ce se întâmplă? Cum adică și nu știi tu? Nu știam eu și a ieșit mărci Luca Luke? Bă, nu cred. Pe lucaluke.ro? Unde a zis pe Instagram că iese? Oh my god. Deci ce vrei să-mi spui mie? Că dacă eu intru acum pe lucaluke.ro, pot să-mi iau chestii cu Luca Luke, gen tricouri? Pot să-mi iau tricou? Pot să-mi iau rucsac? Pot să-mi iau rucsac să mă duc gen la sală cu el sau la școală? Dar nu mă mai duc la școală, da. Eu am dat comandă, nu pot să cred așa ceva. Fără mișto. Mi-am luat tricou ghiozdan și șapcă. Pot și șapcă. Oh my god. O să-i cumpăr lui Mariusica o cană cu Luca Luke. Doamne ferește, are și căni. Ok, deci presupun că dacă intrați în descriere ar trebui să găsiți lucaluke.ro, care aparent are mărci. Ana, sincer nu mi-am comandat, dar dacă comand fix după clipul ăsta pot să mă duc pe da. Deci am voie să mă, deci fii atentă, când se închide clipul ăsta, intru pe Luca Luke și îmi dau cea mai mare comandă și o să deschid o sară pe clip, ok? Îmi dau comandă direct, promit, ok? Deci chiar îmi dau. Dar am o întrebare, Ana, o întrebare foarte importantă despre chestia asta. Găsesc chestii cu Ana Banana? Eu vreau să-mi iau mărci cu Ana Banana așa la troll, să am Ana Banana pe mine. Se poate așa ceva? Găsesc chestii cu Ana Banana pe lucaluke.ro, da sau nu, zi? Sincer. Da, logic. Ok, e model Ana Banana. Gata, ok, gata. Mă duc să comand, ești nebun? Păi și mai am ceva de făcut? Ieșirea este în sus, dacă nu-ți comanzi, nu mai joc cu tine. Gata, bă, cum să nu-mi comand? Păi mărciu meu, cum să nu comand? Ieșirea în sus, gata, am scăpat. Oh, Elytra. Da, mă, da și da astea. Bine, mă, am înțeles ideea. Deci am voie să mă duc dacă îmi comand Luca Luke, am înțeles. Bun. Păi atunci în cazul ăsta, mamă, nu mai pot să mai. Bă, vreau și eu să mă duc în sus. Gata, am reușit. Mă duc. Am scăpat, ești de bun. Let's go! Mamă, punem și mă prin munte. Și aici e restaurantul, bă. Ia uite, n-a făcut și ea o terasă. Bă, o terasă n-a făcut și ea. Am înțeles. Bă, Ana, restaurantul tău, pușcărie, ce a fost chestia asta, a fost destul de interesant, dar eu cred că o să te las. Ți-a plăcut? Bă, mi-a plăcut. O să-i dau nota 4 din 5. Asta este nota mea. Îți dau 4 stele din 5 stele. Dar să știi că nu aș mai sta cu tine să mai mâncăm un burger împreună, dar chiar vreau să mă duc să-mi comand lucaluke.ro, cel mai șmecher mărci din istorie, pentru că am auzit că sunt niște modele cu burgeri, bă, tari rău de tot. Lucaluke.ro, aia zic, acum intru pe Elana. Mărci cu Ana Banana. Bine, poate mi-au ceva și cu Ana Banana. Poate mi-au și cu Ana Banana. Bine. Așa că să dea lumea un like și dacă vreți și vă interesează niște tricouri, le aveți în descriere. Eu și Ana v-am pupat și ne auzim și noi pe data viitoare. Da, nu prea mi-a plăcut pușcăria asta, nu știu ce a fost asta, dar o să mă răzbun eu, Ana, mă răzbun și eu și pe tine. Hai, pleacă de aici acum. Ia uite, mă, distruge harta. Hai că am plecat. Șpa, șpa!